Bine, ați venit la o etalare romantică pentru rac. Este o energie prezentă, actuală, este ceva general. Și haideți să vedem ups ce gândește <laughs> sufletul pereche și începeți, deci prima parte este a voastră. Aveți 10 de monede. <laughs> Am, cancer. Deci, dacă m-ați auzit în engleză, știți că racul este cancer. Zece de monede este una dintre cele mai frumoase în momentul în care vă împliniți, vă auto-împliniți voi prin voi. Este ceva la care ați aștepta foarte mult, o uniune, dar aș spune mai mult o uniune a voastră, o uniune la care poate ceilalți din jur nu s-au gândit. Pajul acesta este un nou început. Wow! Judecata, o putere interioară extraordinară, nebunul și ce avem la bază, regele de săbii. Soarele, când știi cine ești, e normal. Asta e. Când știi cine ești, este normal ceea ce vedem aici. Zece de monede. Pajul de băte. Așteaptă un mesaj de la tine. Decizia este a ta dacă vrei să-i suni sau nu, pentru că judecata. Este un fel de întoarcere de roată la ceea ce se întâmplă cu tine acum. Iar puterea, ești în putere, știi cine ești cu adevărat și nu te manifeste în momentul în care nu simți nevoie. Nebunul este o oportunitate care vine spre voi. Este o etalare romantică, dar în același timp, pajul, pajul pe care îl voi îl aveți aici și nebunul este aceeași energie. Este o oportunitate. Stați față în față, față în față. Această oportunitate stă față în față cu voi. Voi sunteți cei care decide, decideți dacă într-adevăr doriți să luați această oportunitate. Este ceva nou în viața voastră, va fi ceva nou. Este posibil să fie din zodia leu, pentru că aveți de-a face și cu puterea. Dar în același moment este și, uh, haideți să zicem, ceva care iese la iveală, ceva care uh, vă face să comunicați deschis cu persoana cealaltă. Deci dacă există o persoană în viața voastră, oricare ar fi ea, uh, orice planetă ar avea în zodia leu, să zicem, ne legăm de leu acum, dar poate nu este leu, uh, va trebui să aveți o comunicare uh, foarte amplă cu această persoană. De ce? În momentul în care voi pe voi vă oglindiți în voi și vedeți că lucrurile nu sunt prea bune sau prea frumoase sau uh, ceva s-a întâmplat între voi, atunci decideți pur și simplu, decideți să uh, faceți curățenie în viața voastră. Pentru cealaltă persoană e un fel de a spune, e un fel de de... În momentul în care vă dați seama de, de curajul pe care îl aveți și doriți să aveți acea conversație, în momentul acela persoana cealaltă, care posibil să vă fi umilit, posibil să fi avut multe divergențe, sub orice tip de motive, um să fie pusă, pusă într-o situație uh, neplăcută. Pentru că avem de-a face cu regele de săbii. Și regele de săbii întotdeauna are de-a face cu justiția. Are de-a face cu ceva care uh, scoate, la, scoate în față la iveală. Sabia întotdeauna este adevărul, este comunicarea pe care o face și mai ales că voi aveți soarele aici. Și asta înseamnă că este în favoarea voastră. Ceva iese la Ivală care va supăra foarte mult, ați știut că acea relație nu merge, ați știut că e posibil, uh, nu o posibil, mai bine zis, ați fi bine să vă întrebați, pentru că ceea ce văd eu aici, mulți dintre voi, să vă întrebați dacă, într-adevăr, uh, se merită să vă pierdeți timpul în această viață într-o relație nefericită. De ce? Am să vă spun și de ce. Judecata îmi spune că în momentul în care voi decideți să fiți fericiți, se activează voi cu voi energia voastră interioară și vă impuneți. Este ca și cum oricine ar fi persoana din fața voastră, acest rege ia atitudine. Este extraordinar de frumos ce e aici. Vreau să clarific, deci ce gândește și ce dorește, ce dorim să aflăm de la sufletul pereche. 5 de cupe 10 de monede, deci nu se poate. <laughs> Deci lăsați totul la o parte, cum s-ar zice. Deci vă lăsați de toate numai și numai să fiți fericiți. Deci pur și simplu asta vă spun aici. Zece de monede. Împlinirea. E un fel de... Haideți să-i zicem, în momentul în care e o moștenire, iar tu ești supărat în casă că nu te înțelegi, că nu ai bani pe, pe să mergi la cumpărături, că nu ai bani să-ți să cumperi haine la copii și odată vine o moștenire și în momentul în care apare material acest această deci, promisiunea să zicem, sau cineva care vine într-adevăr în viața ta și vezi că are sentimente pentru tine, te respectă așa cum ești, deci sunt mai multe înțelegeri aici pentru că aveți de-a face cu, pentru fiecare în parte câte ceva. Dar în momentul în care apare această situație, automat vă dați seama că sunteți în putere cu ceva. E un fel de a vă da curaj singuri, că puteți merge mai departe și cu fruntea sus în orice tip de situație. Nu trebuie să vă legați sau să vă înglodați în ceva. Pentru că, de fapt, aveți posibilitatea și sunteți liberi să trăiți așa cum vreți. Nu-i nevoie să faceți cafeaua altcuiva dacă vrea sau nu vrea să bea cafea. Vă faceți mai întâi de toate cafeaua voastră. E un fel de... Asta mi se dă da aici. E un fel de... uite te mai întâi la tine și după aceea la celălalt. Nu este o lipsă de respect. Nu. Este o manipulare aici. Și se vede. Pajul de băte. Ce vrea să-mi spună pajul de băte? Ce mesaj ne vine și de unde ne vine? Pașul acesta este un paș foarte bun în momentul în care avem de-a face cu ceva, uh, cu un nou serviciu. Dar are aceeași energie cu nebunul, să știți. Este ceva care se riscă. Și să vedem cu ce. Se riscă în iubire. Deci se merită. Doamne, racilor, se merită să fii iubit. Se merită. Este o oportunitate. ce îmi spun aici? Simplu. Momentul în care apare în viața voastră o persoană care vă iubește enorm, vă face o declarație de dragoste, vă arată că vă iubește, voi începeți să vă gândiți, oare e adevărat, oare mă minte, oare ce să fac? M-am ars de atâtea ori încât nu mai cred, asta e aici. Știți ce e? Luați fatul meu, dacă doriți să-l luați. Poate mă încarc eu așa karma, pentru cei care vor să audă. Dar ceea ce văd eu aici, prin imaginea intuitivă și energia pe care o are, vă asigur că ceea ce voi vă gândiți acum, da sau nu, da sau nu, vă spun să fie da, da un dar mare, un da mare, 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 mare de tot. De ce? Pentru că această cupă este pură, este plină de iubire. Oportunitatea care vine aici cu Mercur este ceva magic, ca un miracol. De deci ce este trimis în viața voastră? E felul acela în care stai și îți plângi în pumn și te gândești că nimeni niciodată nu te-a iubit și că întotdeauna ai fost nefericit, nefericită și că nimeni nu a stat. Iar acum când a apărut o persoană reală, normală în viața ta, te gândești că nu cumva și tot la fel se va mai întâmpla? Nu, nu se va mai întâmpla lucrul acesta pentru că te-ai trezit la realitate și că aici este, are de-a face cu judecata de apoi. Și asta înseamnă că momentul în care apare acel cineva este sufletul tău pereche și că a venit într-adevăr pentru că meriți iubire și te-a căutat la rândul lui. Asumă-ți riscul. Ia oportunitatea, pentru că asta îți spune. Ce vrea să-mi spună judecata? Să fiu un echilibru și să încerc să nu mai fac iluzii și povești singură, singur. Să fiu un echilibru și atunci îmi dau seama de claritatea minții și îmi dau seama că de fapt pot să am o mulțime de oportunități atunci când realizez cine sunt eu cu adevărat. Ce înseamnă să te pui în echilibru? Înseamnă să știi cine ești cu adevărat, înseamnă să dai la o parte atât tot ce este negativ, tot ce este toxic în viața ta și să te pui într-un echilibru, asta înseamnă că nu te vai, vei mai gândi, vei ierta pe toată lumea pentru a nu te mai gândi ce ți-a făcut cu tărică sau cu tărică, sau... asta înseamnă să dai la o parte toată toxicitatea și să te renaști pentru a înțelege și a avea aceste oportunități. Numai atunci ești deschis atunci inima se deschide. Puterea. Echilibru. Iarăși, echilibru cu voi. Deci asta îmi spune în continuu. Voi în momentul în care aveți câștigați acel echilibru, imediat știți că veți avea de-a face cu ceva nou. Da, este un pic mai încet, poate nu este la viteza la care voi vă doreați atât de mult, dar este ceva nou și este ceva stabil împământat, nu e ceva de joacă. Și aici ia uitați-vă ce aveți la bază. 4 de băte. Asta înseamnă călătorie peste hotare, asta înseamnă un mare succes în ceea ce vă propuneți. Cu cine aveți de-a face, cu sufletul pe reche, ceva divin, trimis, pentru că aveți de-a face cu împăratul. Împăratul este o divinitate, este ceva care va a fost trimis așa să fie. Deci e venit într-un fel de undeva, din altă parte este venit lucrul acesta. Ce avem de a face acum? Ia să vedem atunci ce este cu acest rege de săbii. Ce vrea să ne spună regele de săbii. Trei de monede și iarăși din nou puterea. Asta înseamnă că într-adevăr este vorba despre cineva. Cu o putere cu, sau poate chiar cu zodia leu, dar este cineva cu care ați lucrat sau posibil cineva care este mult mai puternic, mult mai, um, are o putere interioară mult mai mare. Poate este cineva din uh, anturajul vostru sau este un prieten foarte bun, prietenă foarte bună, în momentul în care faceți lucrurile împreună, sub orice, fie că este la muncă, la servici, la fie ca prieteni, în momentul în care vă combinați toți, sunteți toți la un loc, o, să zicem, o echipă foarte bună. Și aici este exact energia mentală, deci în momentul în care ai prieteni buni și te sfătuiești cu ei, atunci îți clarifică foarte bine despre ce este vorba mai ales că am soarele acesta. Deci este un fel de a spune, încearcă să asculți prietenii buni pentru că îți vor da multe, uh, multe învățăminte. Iar ceea ce aveți voi aici ca rege, posibil să fie un prieten care este chiar avocat sau un consilier, pentru că este o persoană care gândește la rece, cum s-ar zice. Nu e cineva care... Să aibă o alt, un alt tip de influență. Nebunul. Ce vrea să ne spună nebunul? Deci, cum vă văd ei în momentul în care voi decideți să riscați 10 de cupe și pajul de monede? Este ceva foarte frumos. Deci, vine din nou. Este o iubire pură. Depinde numai de voi. Singurul lucru care dorește să vă dăruiască este uh, fericire, o fericire enormă și stabilă. Riscați. Riscați pentru că este ceea ce v-ați dorit voi. Nu uitați că voi sunteți o zodie de apă și voi, voi vă reprezintă regina de cupe și aveți regele aici. Deci este o intensitate între voi doi care nu se explică. Haideți să vedem ce vrea să ne spună sufletul pereche. Ce vrea să ne spună sufletul pereche? Ce intenție are? vrea să iasă. iasă. Vrea să vă întâlniți. 5 <laughs> de cupe. E undeva, poate, unde nu se așteaptă, este nemulțumit în locul unde se află. Cinci, șase de monede. Remântul este undeva singur, poate este undeva departe și este nemulțumit că este singur ce vrea, 10 de cupe, vrea cu orice preț 10 la acesta de cupe, păi este destinat. Și trece printr-o perioadă foarte grea, 10 de săbi, dar se termină. Asta înseamnă că e, -a, a luat sfârșit ceva care, um, atât pentru el cât și pentru voi, a fost foarte dureros. Ce vrea să-mi spună treiul acesta de cupe? 3 de cupe, aveți Magicianul, 10 de cupe a doua oară și asul de cupe. Deci, chiar vreau să aud de la cei care merită și s-au îndrăgostit și sunt îndrăgostiți, racii care vor avea ceva mai mult decât o aventură. Pentru că asta este iubire pură. Și asta este o oportunitate la, nu știu, un miracol este. Și este ceea ce gândește despre voi sufletul pereche. Cinci de cupe. De ce are această supărare și de, de ce se află în această situație? 10 de spade Pentru că a fost înșelat înșelată 3 de cupe, 10 de spade, se termină Atunci când persoana respectivă ia o decizie Deci sufletul pereche a fost înșelat 6 de monede Regele de săbii și opt, da. E o despărțire aici. Aici este un, un divorț. Eremitul, pentru a rămâne singur. Iar la momentul acesta, când a depășit, posibil să fie pentru voi, să fie energia unui vărsător. Dar poate fi oricine pentru că aveți toate energiile posibile. Dar asta, aici îmi spune uh, cartea asta, deci combinația pe care o aveți că sunt două cărți din Arcana Majoră, îmi spune că în momentul în care termină cu această situație și a terminat, singurul lucru care îl vrea este să meargă exact la persoana pe care o iubește și sunteți voi. E un fel de... Uh, E ca o relație de iubire din copilărie. E ceva la care uh, ați simțit de mici copii. Zece de spade. Este judecata exact la fel ca și la voi. Se va întâmpla. De ce? Pentru că, într-adevăr, aici s-a descoperit ceva. Davonul lui a fost ceva toxic. A fost cineva care, de fapt, le-a făcut viața amară. Și în momentul în care voi cu energiile voastre, deci la fel, la fel vi s-a întâmplat și vouă, atunci totul se termină și mergeți pe energia 10 de cupe. În primul rând avem a doua oară 10 de cupe, deci înseamnă că se repetă și într-adevăr puteți fi împreună și este bine. Vedeți ce faceți voi aici. Energia pe care atât voi cât și ceilalți e un fel de neîncredere. Nu știu ce să fac e o neîncredere dacă pot să o iau de la capăt, dacă suntem pregătiți, dacă ne-am vindecat. Atunci când sunteți în echilibru, puteți să alegeți. Voi sunteți cei care alegeți. Dar decizia ca de a intra în contact cu persoana respectivă este a ta. Nu este a celelalte persoane. Este a ta numai. Da. Este a ta. Momentul în care contactezi persoana respectivă, se activează tot ceea ce vezi aici. Și o vedeți față în față. Pajul acesta de monede, întotdeauna, e un pic de uh, haideți să zicem vă gândiți dacă este bine, uh, este acel sentiment de uh, nu știu dacă sunt pregătit, o grijă dacă este bine să o fac sau nu. Dar va fi totul bine. Vă mulțumesc din toată inima. La revedere!